A cucerit 9 medale la campionatele europene și mondiale. Anatolă Guidea a revenit anul trecut în Moldova și antrenează la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale. Anatol, bună seara! Bună seara! Ediția trecută a emisiunii a fost prezent Nicolae Ceban, care a declarat, am vorbit și despre Anastasia Nikita, a declarat că a văzut-o foarte montată, foarte concentrată și dornică să obțină rezultate mari. Ea revine după o problemă la spate. Dumneavoastră, cum o vedeți la antrenament? Pentru că dumneavoastră o pregătiți împreună cu Tudor Crlan. Anastasia a avut o pauză după Jocurile Olimpice din cauza problemelor de sănătate pe care s-au acumulat pe parcursul carierei sportive. Deocamdată acum este o perioadă de adaptare în cazul ei, ca pregătire. Urmează ușor să intre în program și sperăm că la următoarele competiții internaționale și campionatul european care urmează să aibă loc în câteva luni, să aibă o prezentare reușită și să ne bucure din nou cu medalele aduse. Am auzit-o ceva mai devreme pe Anastasia, unde a declarat că nu ar fi contra dacă ar fi reprezentat Italia, dar transferul său este dificil. Dumneavoastră, în perioada 2000-2012, ați reprezentat Bulgaria, pentru care ați cucerit 7 medalii la turneele mari, campionate europene și mondiale. Puteți să faceți o comparație cum a fost atunci și perioada de acum? La nivel internațional, regulamentul de transfer internațional a suferit schimbări majore, fiindcă practica internațională a încercat să scoată foarte multe puncte din cadrul acestui regulament care nu erau benefici pentru dezvoltarea luptelor la nivel mondial. Și din această cauză acest transfer este cu mult mai dificil în comparație cu perioada când am fost plecat eu să reprezint Bulgaria. De aceea, acum, nu doar Federația Internațională, dar și statul a intervenit în acest caz și s-au făcut foarte multe schimbări la acest capitol. Din acest motiv, nicio federație națională, la momentul de față, de fapt, este foarte dificil ca să semneze vreun dezlegare ca pentru oricare sportiv de la altă probă de a pleca pentru să reprezinte altă țară. Sunt necesare niște îndeplinirea unor condiții care sunt în legătură strânsă cu ministerul. Ați participat la pregătirea Anastasiei înainte de Olimpiadă și acolo Anastasia a obținut o victorie dramatică cu o sportivă din Nigeria care era considerată una dintre favorite, apoi a cedat în fața unei bulgăroace care a luat medalia de bronz. E mare dezamăgire că n-a cucerit medalia la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Desigur că este o dezamăgire atât pentru sportivă cât și pentru antrenori. Noi am fost încrezuți împreună cu domnul Tudor, care este antrenorul Anastasiei, că ea va reuși să obțină acea medalie. Au fost mai multe circunstanțe și mai mulți factori care au influențat această evoluare nereușită, așa să-i spunem, dar în același timp am văzut că ea este o sportivă care are potențial și acest potențial urmează să-l dezvoltăm și să o încurajăm ca să urmeze participarea ei în cadrul campionatelor europene ca pregătire și campionatele mondiale către următoarele jocuri de la Paris. Cu siguranță și pentru dumneavoastră prezența la Jocurile Olimpice nu a fost cea mai plăcută pentru dumneavoastră, din moment ce pentru Bulgaria ați reușit să deveniți și campion european și vicecampion mondial. Exact. Cariera mea sportivă o consider o carieră împlinită. Totul ce am putut să fac, practic, am fost dedicat maxim sportului. În acest context am fost susținut foarte mult de familie, de soție, ceea ce este imposibil de a ajunge la rezultate maxime, nu doar în domeniul sportului, cât și în alte domenii, dacă nu ai o liniște și un confort în cadrul familiei. La Jocurile Olimpice, la o ediție, v-ați accidentat chiar acolo. La altă ediție, la ultima, da? Ați avut atunci 36 de ani. S-a întâmplat la Londra, în 2012, când ați câștigat în fața unui indian în prima repriză, apoi următoarele două
le-ați pierdut. Un indian care în cele de urmă a luat medalia de bronz. E un sportiv renumit în lumea luptelor, care are și o poveste de viață interesantă la nivelul Indiei. Eu, desigur, că am rămas dezamăgit că nu am reușit să ajung acolo pe podium, dar luând în considerație și deja și vârsta care era la limită, am fost conștient că multe lucruri nu mai fac față sportivilor care sunt cu mult mai tineri, cu mult mai pregătiți. De aceea a fost foarte important ca sportivii noștri să fie susținuți în perioada de vârstei când ei au potențial major pentru a aduce medalii la campionatele europene, mondiale și Jocurile Olimpice pentru Moldova. Și după Jocurile Olimpice din Londra ați revenit în Moldova, unde ați început cariera de antrenor. Timp de 2 ani ați lucrat cu sportivi importanți care au cucerit și medalii la campionatele europene sau campionate mondiale. Mă gândesc aici la Mihail Sava, Nicolae Ceban, Andrei Perpeliță sau Piotr Ianulov. Dacă puteți să faceți o comparație cu generația de atunci și generația de acum? Norocul meu a fost că acești sportivi, majoritatea din ei, au fost discipoli antrenorului meu, Nicolae Oriol, care la rândul lui a fost un antrenor de excepție și baza școlii puse de dumnealui a dat roade în timp. Ceea ce ține de sportivii de acum, nu pot spune că sunt sportivi mai slabi, aceia au fost mai buni, toți sunt buni, contează de moment. Momentul constă în condițiile care vor fi create pentru ei. Ceea ce au avut la momentul acela, au avut susținerea maximă în perioada dată. Practic, am activat doar 2 ani la momentul acela în calitate de antrenor în cadrul lotului național și datorită investițiilor făcute ca stagii, competiții internaționale, sportivii în urma unei perioade de un an au început să aducă medalii destul de valoroase pentru Moldova. Ceea ce este important și în acest an sau în această perioadă de acum, același lucru să fie făcut. Fiindcă sportul mare, sportul de performanță, necesită continuitate. Întreruperile de pregătire, lipsa competițiilor internaționale, lipsa liniștii de acasă și a confortului de viață care să-i permită să aibă strictul necesar ca om, ca cetățean, îi creează acea încredere de a ajunge pe podium. Doar 2 ani ați fost în Moldova, pentru că în 2014 ați mers în România. Ați fost convins acolo să fiți și alături de fratele dumneavoastră, Ion Guidea, care sub bacheta dumneavoastră a urcat de 2 ori pe podium la campionatul european. A fost și la Jocurile Olimpice din 2016. Cum a fost această perioadă în România, în condițiile în care la Rio ați reușit să cuceriți și o medalie? Unul din factorii importanți care a fost decisiv de a pleca în calitate de antrenor în România, desigur că a fost fratele. El avea nevoie la momentul acela să fie susținut și acest lucru puteam să-l fac exact în perioada aceea, dar nu acum, când deja este la sfârșit de carieră sau probabil că deja și-a încheiat cariera sportivă. Mă bucur că am putut să-i fiu util nu doar lui, cât și Federației României prin rezultatele aduse la campionatele mondiale și europene. La fel a reușit să obțină 2 medalii în cadrul campionatelor europene și participarea la Jocurile Olimpice, ceea ce nu este ușor la momentul de față. Știm foarte bine că este o concurență foarte dură la nivel internațional, iar pentru a participa la Jocurile Olimpice trebuie să te clasezi în primii 16 sportivi la nivel mondial. Da, e din ce în ce mai greu. La fiecare sportiv sunt momente bune și mai puțin bune. Pentru dumneavoastră, care moment a fost cel mai greu al carierei? Momentul decisiv, aș spune că a fost momentul plecării din Moldova, ca ulterior am reprezentat Bulgaria. La acea perioadă, repet încă o dată, forma transferului sau regulamentul internațional era cu mult mai lejer de a respecta anumite cerințe de a trece dintr-o țară în alta. Ceea ce ține de momentul actual este foarte dificil și foarte mult ține de aceste regulamente, fiindcă
în cazul când ele nu sunt respectate, tu nu poți pleca nici într-un caz. Da, acum sunteți antrenor și cu siguranță în România erați bine remunerat din moment ce erau și medalii importante la competițiile mari. În Moldova este motivant să fii antrenor? Sunt mulți factori, este diferență desigur, dar și sunt în același timp și momente care sunt cu mult mai bune în comparație cu alte state. Dar cel mai important consider că nu doar la capitolul financiar ar fi ok să punem accentul de bază, fiindcă sunt și alte aspecte, aspectul moral, familie, părinți, ceea ce nu puțin contează. Ultima întrebare, în Moldova nu lucrați doar cu Anastasie Nichita, împreună cu Tudor Cârlan și cu alți sportivi. Ce așteptări aveți pentru anul 2022? 2022 deja a început, practic lotul național de seniori și celelalte categorii de vârstă a luptătorilor noștri și-au început activitatea. Antrenorii sunt implicați în procesul de muncă, de antrenamente. Urmează campionatul european U23, cât și campionatul european de seniori, care va avea loc acum în martie-aprilie. Sperăm că va fi un start bun pentru sportivii noștri. De fapt, aceste campionate și reprezintă fac parte din programul de pregătire către Jocurile Olimpice de la Paris. Da, așa să fie. Mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, domnule Gudea, și multă baftă în acest an. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mult succes! Plăcere!